Panică în parcarea unui mall din Râmnicu Vâlcea. Un autoturism de lux în valoare de 10.000 de euro a ars ca o torță chiar în apropierea centrului comercial. Pompierii au intervenit în scurt timp la fața locului și au stins flăcările, însă mașina este distrusă în totalitate. Autoturismul de lux a luat foc în mers în această dimineață chiar în sensul giratoriu, din fața mall-ului din centrul orașului Râmnicu Vâlcea. Șoferul era singur în mașină și abia a avut timp să se salveze din calea flăcărilor. În ajutorul lui au sărit mai mulți oameni din trafic, dar și pompierii de la mall. Cu instinctoare și-au reușit să mai domolească focul până când la fața locului a ajuns o auto specială de la ISU Vâlcea. Incendiul a fost lichidat în câteva minute. Focul a pornit de la un scurt circuit la instalația electrică și a ars materiale combustibile din zona motorului. Nimeni nu a fost rănit, sunt doar pagube materiale, a declarat Cătălin Popescu, purtător de cuvânt ISU Vâlcea. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit incendiul de sub capota mașinii, însă pagubele sunt de ordinul zecilor de mii de euro.